În ceea ce privește poezia, cuvântul este numai materialul poeziei. Culoarea este numai materialul picturii, linia numai materialul desenului, sunetul numai materialul cântecului. Arta cuvântului e cea mai neimportantă din meseria poetului. Kant afirma odinioară că forma este cazul sublim al gândirii și că forma perfectă atrage conținutul. Nu îndrăznesc să-l contrazic pe acest minunat filozof, dar bănuiesc că un conținut minunat, tainic și revelat atrage după sine o formă minunată și revelată. Ce înseamnă pentru Nichita Stănescu acest simț al poeziei? Nu știu dacă am declarat exact cu aceste cuvinte, dar în tinerețele mele și mai târziu am fost un foarte mare iubitor de icoane românești pe sticlă, icoane pe sticlă. Și am fost uluit câte cine de taină sunt pictate pe icoanele noastre pe sticlă. Și deodată am văzut, când sticla era puțină și mai ruptă, cum pictorul popular scurta din cei 12 apostoli, că rămăsese numai Iisus și 2-3. 11 elegii am gândit-o ca pe o cină cea de taină. În fapt, ele sunt 12, au și o elegie intitulată Omul Fantă, care îl reprezintă pe Iuda, adică care răstoarnă tot sensul, contrazice tot sensul celor 11 elegii, iar autorul este, nu Iisus, evident, e cina cea de taină a poetului, cum s-a spus. Sentimentul scrisului l-am avut odată și l-am părăsit. Și am să vă mărturisesc de ce am părăsit sentimentul scrisului. Prefer nopți îndelungi să gândesc versuri și după aceea să le dictez soției mele muzică. De ce? Pentru că Gutenberg a repezit toate cuvintele pe un plan. Ori cuvintele sunt în spațiu. Exact ca Niels Bohr, care a desenat schema atomului pe un plan, dar atomul este în spațiu. Cuvintele sunt spațializate. Ele nu sunt ca acestea moarte. Ele sunt vii între mine și tine, între mine și tine, între mine și tine. Ele au viață. Ele sunt spuse, se spațializează și sunt receptate. Evident că după ce cuvântul mi-l scrie soția mea, mă uit cu ochiul rece și îl îndrept. Dar nu-l scriu cu ochiul rece, pentru că știu de 7 ori limba română, sunt poliglot de limba română și știu de 20 de ori limba poezească și am tendința de a o perfecționa, de a o face lucioasă, de a o face perfectă. Ori perfecțiunea nu are de-a face cu arta. Nu are de-a face cu arta. Am și scris odată că cubul perfect, după ce faci un cub perfect, trebuie să-i zdrobești un colț ca să se mire toți de ce ar fi perfect, de ce nu e perfect acel cub, ce perfect ar fi el dacă n-ar avea zdrobit un colț. Căci dacă el, zic eu acum, ar fi perfect, nimeni nu l-ar băga în seamă. Perfecțiunea nu atrage atenția.